Republica Moldova ar putea cumpăra energie electrică din România din 2014. Anunțul a fost făcut de vicepremierul, ministrul economiei Valeriu Lazăr. Prioritatea zero pentru noi, adică deja pe acest triunghi Chișinău, București, Bruxelles, este Vulcănești și Sacci. Asta înseamnă linia de tensiune înaltă, care este deja construită, dar v-am propus formula de a instala în viitorul cel mai apropiat, un așa numit convertor, care se numește back-to-back, care de fapt ne va asigura sincronizarea parametrilor tehnice. Asta ne va permite preluarea din sistemul energetic al României energie electrică pentru Republica Moldova. Potrivit lui Lazăr, oferta din România este una atractivă, fiind cu aproximativ 20% mai ieftină față de prețul plătit pentru energia electrică cumpărată din Ucraina. Costurile pentru studiile de fezabilitate urmează a fi suportate de partea română din contul mijloacelor financiare disponibile pentru Republica Moldova. Amintim că pe 1 aprilie 2014 expiră contractele de import ale energiei electrice din Ucraina și centrala de la Cuciurgan.